Ne aflăm în sala gotică a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, o mănăstire foarte importantă în Moldova și nu numai, ctitorie a marelui domnitor și voievod al Moldovei, Vasile Lupu, care a domnit în Moldova între anii 1634-1653. Domnia lui Vasile Lupu a fost marcată și de ctitorirea Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Deci el este ctitorul acestei sfinte mănăstiri. Lucrările de construcție ale Sfintei Mănăstiri au început în anul 1635 și au durat până în anul 1642. Pisania Sfintei Mănăstiri, aflată deasupra ușii de la intrare, amintește că mănăstirea a fost sfințită la data de 6 mai 1639 de către arhiepiscopul și mitropolitul Moldovei, Varlaam. Deci lucrările de finalizare ale mănăstirii, cum am spus, s-au petrecut în anul 1642, însă sfințirea a fost făcută puțin mai înainte. Practic, în anul 1642 s-au terminat lucrările la pictura Bisericii Mănăstirii Sfinților Trei Ierarhi și la ancadramentele în piatră din interiorul bisericii. Ne aflăm aici, cum am spus, în sala gotică, în fața vechiului tablou sau originalului tablou votiv al mănăstirii, în care sunt reprezentați ctitorul mănăstirii Vasile Lupu împreună cu familia sa, cu prima sa soție, Tudosca Doamna, care este înmormântată în interiorul bisericii mănăstirii noastre în anul 1639. De asemenea, îl vedem aici, cum am spus, pe voievodul Vasile Lupu, ținând în mână macheta mănăstirii Sfinților Trei Ierarhi, o închină Mântuitorului Iisus Hristos și Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur.